Îmi dau seama cât de repede trece anul, că realizez că așa parcă în urmă cu câtva timp foarte scurt ne aflam tot aici și vorbeam despre 2010, acum vorbim despre 2011 și să ne ajute Dumnezeu să fim anul viitor, tot pe aici să vorbim despre 2012. Din Dacă vorbesc despre becerea Asigurări de Viață, vorbesc despre o companie de tip de asigurări de viață, de tip bank assurance. Noi am mizat de la început pe produsele de tip investiție, având în vedere structura companiei noastre și au mers foarte bine în această perioadă de criză, atât produsele Unitlink, cât și produsele cu garanție, deci produsul Indexlink, pe care l-am lansat în 2009. Succesul pe care l-am avut în 2009 a continuat în ceea ce privește produsul IndexLink. Este un produs pe care mizăm în continuare, având în vedere tipicul companiei noastre. În ceea ce privește UnitLink, am fost mulțumiți de modul în care a evoluat anul 2010. În același timp, în 2010, am lansat pe rețeaua bancară un produs de tip tradițional. Este vorba de Magister, este un produs o rentă de studii, dar tradițională, deci nu pe tip de investiție. Este un produs la care noi ținem foarte mult și considerăm că în următorul interval de timp, însemnând deja vorbim de anul acesta, anul viitor va fi un produs care va avea multe de spus în portofoliul nostru. În ceea ce privește asigurările de tip risc. Deci asigurări de deces, asigurări legate de credite, cum bine știți, piața nici într-un caz nu a fost o piață uh, favorabilă, o piață frumoasă piața creditelor și atunci automat, bineînțeles că nu este o zonă în care putem să vorbim despre creșteri. Deci creșterea noastră a fost dată de uh, produsele de tip investițional în, și în acest an și în anul 2010 ca și în anul 2009 de altfel. Deci a mers foarte mult pe produse care nu sunt împachetate neapărat cu un produs bancar, a mers foarte mult pe produse care s-au adresat clienților băncii. Avem, bineînțeles, produsele destinate segmentelor de clienți pe care îi, la care ne adresăm. Sunt clienți care se găsesc în zona de private banking, sunt clienți care se găsesc în zona de mass affluent, dar și în zona de mass market. Cam acesta a fost anul 2000, 2010. Nu a fost un an ușor, dar un an în care am putut să ne dezvoltăm așa cum ne-am propus. Aveți o rețea de agenți? Am avut prilejul odată să-i văd, să văd pe cei mai valoroși dintre ei. Foarte, foarte extinsă. Vânzarea pe acest canal, ce procent reprezintă din. Noi mergem pe un. un Compania noastră este Banca Șurăns, dar în paralel am dezvoltat și o rețea de tip Direct Salesforce, o rețea care în acest moment aduce în jur de 25% din producția noastră. O rețea care este extrem de profesionalizată, este o rețea nu foarte extinsă și o rețea care vine cu produse de tip tradițional, în cea mai mare parte. E o rețea pe care se, vin, se, se vând produse de tip tradițional și unit link. Deci, o rețea. De 75% ar veni din bancă, sigur, 25% din această da. rețea. O rețea care, bineînțeles, că vinde produse care diferă oarecum de produsele structurate pentru bancă. Am înțeles. Ce produse credeți că vor merge în piață, nu pentru BCR, asigurări de viață, în piață în 2011 și cât estimați că va fi piața în 2011? Eu consider că. Va crește, va În continuare trebuie să mizăm pe produsele de tip investițional, toți jucătorii din piață, dar, în paralel, bineînțeles că trebuie să ne structurăm portofoliile de așa manieră încât să avem și un echilibru pe produse de tip tradițional și să nu uităm de acestea. Mai mult decât atât, consider că trebuie să avem un echilibru în ceea ce privește tipul de primă, de, prim, de single premium și de current premium, fiind foarte important pentru portofoliile pe care le, le dezvoltăm și bineînțeles pentru tipurile de produse și clienții cărora ne adresăm. Piața. Noi am mers pe un o creștere în planurile noastre de 4% anul acesta. Piața 4% da, da. și deci compania... Piața, compania nu nu vreau să menționez, peste piață? sunt absolut peste piață, normal, dar nu vreau să menționez cu cât ne-am propus să creștem, pentru că sunt date strict confidențiale ale companiei. Însă că acesta am mers pe un 4%, care poate să fie atins, dar sunt anumiți parametri care pot să vină, bineînțeles, ca și plusuri și minusuri. Minusuri, să nu uităm că industria asigurărilor de viață în România a fost strict legată de ce a însemnat public sector până acum, ca și industria bancară de altfel, pentru că discutam despre acel segment care era foarte sigur în ceea ce privește calitatea persoanei. Erau venituri sigure și, în general, în zona publică am asistat la creșteri foarte frumoase de venituri în ultimii ani. Vom fi afectați, de, bineînțeles, ca și industrie, de diminuările care au avut loc și care în continuare vor avea loc în această zonă. Dar ceea ce am sesizat noi, noi folosim un model pe care îl știți mulți dintre noastre, modelul Experience Geostrategies, în ceea ce privește segmentarea clienților, și ceea ce am sesizat este că. Am asistăm la un um, creșterea calității clientului. Deci, într-adevăr, am avut acel an 2009, mai ales în prima parte, unde întreaga industrie s-a confruntat cu lapsări, cu um, pierdere de contracte, dar uh, tot ce a venit nou, deci portofoliul nou 2009 2000 și 2010, este un portofoliu de calitate. Pentru că am trecut de... Nu, am trecut. Forțat am trecut. Nu că am trecut datorită unei dezvoltări, ci am trecut, forțat fiind, de la un consumerism, la un, un consumerism puțin scăpat de sub control, la un, o decizie asupra banului foarte înțeleaptă. Și în acest moment, în momentul, în acest moment clientul este mult mai leg, devine mult mai legat decât de companie. Pentru că decizia o ia în alte condiții decât anul 2006 sau 2007. Și cumva este partea pozitivă a, acestora, a acestor ani. Este partea pozitivă. Asistăm la un client de o mult mai bună calitate decât cel pe care l-aveam anterior. Înțeleg din ce spuneți că este o oportunitate și o binefacere și nu un pericol. Aceasta nu a fost, nu. Deci asta este binefacerea acestor ani, este calitatea clientului. Este singura, dar, dar trebuie, să, trebuie să, să o evidențiem. Asta este cea care va aduce acea creștere de 4%? Creșterea de 4% vine în primul rând datorită dezvoltării pieței, pentru că este o piață pe care, pe care o vedem în, în dezvoltare. A fost 2009, care a fost un an de scădere dramatică, dar era, a fost cumva foarte firească. Dacă ne amintim, primele șase luni, presiunea psihologică a fost foarte mare. Și, practic, am, asistăt, am asistat la lapsări și la pierderi de contracte și la o creștere foarte mică a pieței, nu numai datorită unei realități economice, ci, ci și datorită uh, stării de spirit care era la vremea respectivă. Dar dacă ne uităm în anul 2010, asistăm la creștere în anul 2010. Și atunci nu putem să vedem anul 2011 ca pe un an cu scădere, după anul 2010. Deci este tragi, ar fi tragic ca anul 2011 să se termine cu o creștere negativ sub ceea ce am avut anul trecut. Este firesc că avem jucători noi în piață, avem com companiile s-au maturizat, a mai trecut un an peste noi, un an dificil. Deci eu nu, nu văd un an fără creștere. Dar, din nou, o creștere de 4%, nu mai mult decât atât, pentru că trebuie să facem conexiune și cu GDP-ul. Trebuie să ne amintim care sunt estimările în ceea ce privește creșterea de GDP și nu putem atunci să ne hazardăm la nu știu ce cifre în materie de creștere a industriei noastre, atâta timp cât creșterea economică nu este cea care să fie foarte îmbucurătoare, estimată anul acesta. Dacă ați fi fost dimineață la partea de asigurări generale, ați fi văzut cum stau lucrurile acolo, minus 5, minus 10, minus 15%, scăderea profitabilității, bani aduși de uh, acționari de acasă, la capitalul social uh, și așa mai da. departe. Uh, V-ați fi dat seama că în asigurările de viață lucrurile stau cu totul altfel? Sigur, asigurările de viață au și o altă bază de lucru. Discutăm despre asigurări, dar discutăm despre două industriei totalmente diferite. Eu am făcut o precizare puțin mai devreme, care vine și cumva îmi susține mai mult decât atât ceea ce am spus. Am spus că am trecut de acel moment al consumerismului și atunci suntem într-un moment în care individul se gândește să și economisească. Pentru că se gândește că vor veni ani grei, vor fi în continuare. Și atunci, Companiile de asigurări de viață, venind cu produse, cu produse care vor satisface, care pot să satisfacă această nevoie a clientului de a își, știu eu, crea anumite venituri pentru vremuri viitoare, atunci aceste companii vor câștiga. Deci, în continuare, eu consider că nu produsele de tip risc pur sunt produse care funcționează în România în acest moment. Da, e, e puțin uh, paradoxal, pentru că teoretic ar trebui să meargă și aceste produse, dar dacă ne întoarcem, cei care am fost în această industrie în urmă cu 10 ani, deci în anii 2000, vedem că nici atunci, când vremurile, mă rog, erau mai mult sau mai puțin ca astăzi, 98-99 nici atunci nu au funcționat produsele de risc pur, gen deces din accident sau deces din orice cauză pur. Și atunci tot produsele care veneau cu o investiție, cu o, cu o economisire, au, au format piața aceasta și i-au au, au, -au pus bazele. Pentru că cei care au pus bazele acestei piețe în 96-97 și amintesc că pe aceste produse, S-a mers, mers pe produse de investiție, pe produse de tip economisire. Și atunci suntem în aceeași situație și astăzi. Spuneam mai devreme că, dacă ne uităm, au crescut foarte mult portofoliile pe asigurările de tip deces. Dar de ce au fost susținute? Au fost susținute de credite. Deci erau acele asigurări de deces care erau legate de credite. Astăzi nu mai asistăm la această creștere pentru simplu motiv că este o zonă care nu se dezvoltă. În mod cert se va dezvolta. Deci, desghețarea creditelor trebuie să se întâmple într-un interval de timp și atunci vom asista din nou la o revigorare a acestei linii de produs de asigurare de deces, nu din orice cauză sau legată de credite sau credit life sau cum o numim fiecare sau PPI, depinde cum arată în portofoliul nostru. Dar, în partea cealaltă, noi venim cu produse cu alternative de investiție și economisire. Și acestea sunt produsele Unit Link și sunt produsele de endowment. Și mai mult decât atât, noi suntem cei care putem să oferim clientului pe lângă acest produs de economisire sau investiție și, și protecție. Pentru că produsul de, conține automat și riscul de deces. Da? Și automat îi ofer clientului, chiar dacă. Nu se duce direct către asigurarea de protecție, îi ofer și protecția în caz, în caz de deces, în caz de invaliditate și așa mai departe. Pentru că fiecare produs are legat și, această, și, și, această, și acest. Dar prezentată claus. ca un beneficiu suplimentar nu, și. Pe... E asigurarea de viață, <coughs> automat. Da. Și atunci, de asta vin și spun, asigurările de viață nu pot să nu crească în anul, în anul care vine. Dar rămânem pe un 4%, nu pe mai mult.